800 de oameni din diferite localități au venit în satul Țahnăuț, raionul Răzina, la festivalul cântecului haiducesc. Oamenii care au venit la festival spun că au rămas impresionați de evaluarea colectivelor de bărbați. Este un festival foarte frumos, unde sunt scoase la iveală toate cântecele din trecut și este foarte bine, într-un loc pitoresc. Mi-a plăcut foarte mult, în genere, organizarea și petrecerea festivalului, fiindcă noi rar avem așa ocazie de a fi martori și la așa festivități. Un festival foarte frumos, foarte bine venit, lumea s-a adunat, s-a odihnit, a fost o plăcere. A fost minunat. O zi foarte frumoasă, formațiile s-au prezentat frumos, expozițiile au fost și mai frumoase și mai gustoase care le-au gustat. Suntem moldoveni, dar venim din Italia și mi-a plăcut ocazia să nimerim la așa o sărbătoare frumoasă, din suflet, cu tradițiile Moldovei, dar vreau să vă spun că tradițiile Moldovei nu se uită nici pește hotare. Noi și acolo, tricolorul, sărbătorile și artiștii moldoveni, întâlnim și facem tot aceeași și faceți dumneavoastră aici. Foarte plăcut, deci n-am fost de la începutul festivalului, dar cam pe la sfârșit, oricum am primit o deosebită plăcere și nu mi-aduc aminte să fie organizat așa eveniment. Eu știu, le mulțumesc organizatorilor, așa să continue, că este o tradiție, este un obicei și e o sărbătoare pentru noi toți a fost. Viceministrul Culturii susține ideea acestui festival. Considerăm că este un început deosebit, un început care își propune valorificarea potențialului cultural al neamului nostru, promovarea valorilor adevărate naționale. Aș vrea să remarc că acest festival deci vine cu un gând nou, cu un suflu nou, cu o idee nouă care ține de promovarea unui anumit gen de cântec, de muzică, genul care ține de haiduci, de haiducie. Haiducia a reprezentat pentru neamul nostru un fenomen cu totul special pentru perioada medievală, dar și pentru perioada mai nouă dintre modern și contemporan. Haiducia s-a întipărit adânc în memoria neamului nostru, datorită faptului că acest fenomen deosebit era legat strâns de popor, de talpa țării noastre. Potrivit organizatorilor, ideea s-a născut de mult, dar abia acum a fost realizată. Eu socot că festivalul și-a atins scopul, deoarece a făcut o legătură dintre spectator și acel care a concertat și ne-a adunat pe toți, și mic și mare, la o sărbătoare a neamului nostru, unde am gustat cu pietate din ceea ce avem noi mai scump, tezaurul nostru național. Și vreau să îndemn absolut pe toți să nu uităm de unde venim, să știm cine suntem și să știm că avem un popor, avem un grai, avem o limbă și avem o doină și un cânt. Pentru asta optăm. Ideea vine de demult, a fost poate tăinuită, poate nu prea scoasă la iveală, dar deoarece avem o formație de bărbați, haiducii, inițiată încă de regretatul nostru domnul Petru Jemnă, cred că și dumnealui intuia că vreodată va fi un festival dedicat cântecului haiducesc, fiindcă ei au fost, practic erau și primii nu numai la noi în raion, dar erau și în Republica. Colectivele populare de haiduci spun că festivalul s-a reușit. Am venit cu haiducii din localitate pentru a participa la acest festival interesant, care
legat de soarta colectivului artistic din satul nostru. Deoarece e un festival al haiducilor și noi chiar din start am dat denumirea acestui colectiv și ne străduim să ducem folclorul, cântecul popular, îndeosebi haiducesc, spre tânăra generație. Deci acest festival nu e primul din noi participăm, am mai fost în Raionul Ungheni și credem că asta va fi un continuu al festivalurilor haiducești. Am venit cu invidie, domnișoară, deoarece acest festival, noi care suntem haiduci din 2003, ne l-au furat rezina și ne bucurăm că ei au inițiat acest festival și vreau să vă spun că este un festival superb, este extraordinar. Ne bucurăm nespus de mult că suntem aici alături de ei. Suntem de la Costești Ialoveni și vrem să spunem că acest festival, să dea Domnul să aibă longevitate, să fie promovat în continuare aceste idei a folclorului, al tradițiilor naționale și inclusiv aspirațiile haiducilor pentru libertate, dreptate și adevăr. Doar noi putem promova prin folclor, prin muzică, dar politicii prin ideile naționale. O să ne ducem cu impresii frumoase pentru că s-a găsit extraordinar vatra aceasta frumoasă pentru desfășurarea acestui festival și chiar felicitări administrației publice locale, celor de la Raionul Rezina, Direcția Cultură și administrația locală din sat, că au reușit să organizeze o așa frumoasă sărbătoare. Venim de la Ștefan Vodă, sat Caragasani. Am fost invitați la festivalul care în Raionul Rezina. O plăcere foarte mult am avut. Foarte fain a fost. Festivalul La Vatra Haiducului este la prima ediție. Evenimentul a întrunit 17 colective de bărbați, dintre care 7 din Raion și 10 din alte colțuri ale țării. Participanții au primit premii bănești, diplome și câte un simbol. Festivalul La Vatra Haiducului va fi organizat odată la 2 ani cu suportul financiar al secției cultură din Raionul Rezina. Creștinii ortodoxi sărbătoresc la 19 august schimbarea la fața Domnului Iisus Hristos. Acestei sărbători în popor îi se mai spune probajnii, de la cuvântul slav preobrajenie, ce înseamnă transformare sau schimbare. De probajnii se sfințesc strugurii și merele, iar pentru cei mai evlavioși este singura hrană în această zi. Una din cele 12 sărbători împărătești care este numită schimbarea la fața Mântuitorului Hristos, Sfântul Antimie Viranul o numește sugestiv, foarte frumos, o numit această sărbătoare Dumnezească frumusețarea lui Hristos. Prin această sărbătoare Mântuitorul a pus pazele descoperirii sale divine pentru că unindu-i pe cei trei ucenici ai săi pe muntele Taborului și-a arătat lumina dumnezeiască și s-a arătat ca Dumnezeu adevărat. De schimbarea la fața Domnului, creștinii care postesc au dezlegarea la pește. În această zi se dau de pomană fructe, în special struguri și mere, spun creștinii. Totodată, credincioșii se străduiesc să se abțină de la certuri și nu fac munci grele. E sărbătoare mare, sunt hramuri prin mulți sate din Moldova și în orice caz sărbătorim. Azi nu mă ocup cu lucruri, nu fac nică rău la nimic. Ne ducem la biserică, suntem foame, mere. Suntem bucuroși de așa sărbătoare și mulțumim Domnului. Lumea care postește se împărtășe cu vin nou, este dezlegat la poamă, la pește. Azi se împărtășe cu vin nou și o sărbătoare tare mare, premijdioasă și trebuie să o sărbătorim. Sărbătoarea Schimbarea la fața Domnului marchează trecerea verii în toamnă. Păsările migratoare se pregătesc de plecare, iar insectele și târâtoarele își caută adăpost în pământ. De probajnii sunt recoltate plante și fructe pentru vindecarea bolilor. În popor se mai spune că în această zi nu trebuie să te cerți cu nimeni pentru că așa vei petrece tot anul. Plugarii din Raionul Cimișlie au făcut totalurile pentru recoltarea spicoaselor în anul 2013. Într-o poiană de o rară frumusețe s-au adunat conducătorii gospodăriilor agricole, combinierii, tractoriștii și șoferii care au participat la recoltare. Cei mai buni dintre ei au fost menționați cu diplome de onoare și premii bănești.
Diploma de gradul 2 se decernează în cadrul aceluiași concurs pentru cea mai înaltă recoltă de grâu la hectar și bună organizare a secerișului în anul 2013, SRL Vit Cim, și un premiu de 1500 de lei. Gospodăria agricolă Valea Viilor din satul Valea Perjei s-a învrednicit de premiul întâi la recoltarea grâului și orzului între gospodăriile cu o suprafață mai mare de 250 de hectare. Dumnealor au recoltat peste 4 tone de boabe de grâu la hectar. Introducând soiuri noi, introducând îngrășăminte, tot ce e necesar pentru culturile cerealiele, s-au obținut niște o roadă foarte, așa aș socoti eu, una dintre cele mai bune și în raion și gospodăria noastră în ultimii 10 ani, cred că asta a fost cea mai înaltă roadă. Peste 4 toane, 350 quintale la hectar. La fel, din satul Valea Perjei a fost menționată și gospodăria agricolă Ludvis Agro, care a obținut întâietatea la recoltarea grânilor printre gospodăriile cu suprafețe medii. Anul acesta, gospodăria noastră a căpătat 3 tone și 30 de kilograme de grâu la un hectar și 22 de centneri de orz de primăvară. Prețurile de pe piață la ziua de astăzi sunt foarte mici, nu ne aranjează, pentru că nu nici cheltuielile, măcar 2,50, 2,70, suntem în pierderi. Dacă îl vindem cu 1,70, 1,80. Cu diplome și premii bănești au fost menționați combinere și plugare din satul Selemet, care au recoltat peste 3 tone de grâne la fiecare hectar. Rezultatele nu sunt numai personale, dar rezultatele întregimii a mehanizatorilor, a toți care iasă. Rezultatele înalte, ele apar, pervin de la aceea că investiții, cât mai multe investiții, cât mai multe îngrășăminte, protecție, apar și rezultate mai înalte. Ne dorim ca să fie ploaie, să fie timp favorabil pentru agricultură și sigur că ne dorim ca să existe cât mai multe programe de susținere a agriculturii, pentru că suntem conștienți de faptul că astăzi nu ne bucurăm de ceea ce ar merita agenții economici din agricultură. Sărbătoarea a culminat cu un concert de zile mari, prezentat de artiștii locali. Rând pe rând s-au prezentat scenete umoristice, dansuri și cântece folclorice, piese teatralizate la tematica pâinii. S-a încheiat sărbătoarea ultimului snop la Cimișlia cu un șir de acțiuni sportive. Cele mai solicitate au fost ridicarea halterelor, voleiul și tragerea odgonului. La start! Atenție! Marș! Parcul Grigore Vieru din orașul Sorok a căpătat un nou aspect. Aici au fost schimbate băncile. Toată munca a fost făcută de muncitorii de la salubrizare. Aceștia în aproape 2 săptămâni au scos scaunele vechi și în locul lor au montat altele, 30 de scaune noi. S-au schimbat toate scaunele, fiindcă scaunele au fost vechi și deteriorate de persoane necunoscute. Probabil că după sărbători o să mai instalăm 10 scaune, că după cum se vede, se odihnește multă lume și mai este necesitate de a instala niște scaune. Sorocenii care se odihnesc zilnic aici susțin că noile scaune sunt mai frumoase, dar și mai comode. Mă odihnesc foarte des în parc, îmi place aici și îndeosebi că acum s-au schimbat scaunile. Îmi plac foarte mult, sunt foarte comode. Vedem în toată sâmbăta, duminica venim cu nepoțica. Ție ce-ți place cel mai mult aici în parc? Mă joc la jucării. Noi totdeauna venim, trăim în o departe, la bazinul ăsta, aici e locul nostru, e umbră. Și plincem acasă. Nu chiar de asta venim. Ne odihnim, e frumos. De mult n-a fost schimbat aspectul și cred că acum e frumos. Și
spate de plimbat și copii și avem plăcere de a ne plimba. Cu toate că le sunt pe plac, totuși la nicio săptămână de la montarea noilor scaune, unul deja a fost stricat de niște persoane necunoscute. Părere de rău, nu a trecut o săptămână, dar deja scaunul este scos, boltul de la scaun, de la o scândură de la scaun. Cu părere de rău, mai sunt la noi și așa ceva. Deci eu după asta să apelez la poliție și vom vedea. Probabil că nu se mai găsește, că e în timp de noapte să faci toate lucrările astea. Incidentul este criticat și de tinerii care se odihnesc aici, care au găsit pentru răufăcători și o pedapsă. Pur și simplu oamenii care nu muncesc, nu știu ce asta munca și nu știu cum să prețuiască. Și faptul că așa se comportă, asta e foarte urât. Iar merita? Mături, mai bine, puneți mături. Sorocenii mai iau câteva idei ca parcul să devină și mai atractiv. Ar mai lipsi poate un pic de curățenie. Curățenie? Dar cine credeți că face murdăria? Am să vă spărați că sunteți tineri. Tineretul face. Multă iarbă. Ar trebui să aibă lumea un să mai întinde, să nu dai voie la câmpi și să fac și au de făcut. Mai multă verdeață, cred că. Florișeni, mai multă verdeață. Și copaci, poate, eu știu, aia este. În ceea ce privește gunoiul, șeful serviciului amenajare susține că acesta este măturat și strâns în fiecare dimineață. Sunt și acum grămeți, sunt mătură, dar fiindcă nu se poate de măturat de cu sară, că aici e pește noapte, stă tineretul și fac o dezordine extraordinară. Suntem nevoiți să-l măturăm dimineața și tot până la amiază să evacuează și gunoiul. Dar poliția nu vine în ajutor? Poliția pe chestia lor lucrează. Iar când e vorba de mai multă verdeață, lucrul în acest sens la fel se face. Parcul, după cum vedeți, s-a cosit, dar fiindcă a fost așița sau a fost canicula mare, iarba s-a uscat. Da, și timp s-a usut. Dar florile sunt verzi, le stropim, chiar și azi dimineața au fost stropite florile, cresc. Până la sărbătorile de la sfârșitul lunii august, angajații serviciului amenajare și înverzire mai au de verificat iluminarea parcului, de curățat iarba și de vopsit bordurile. Cele 30 de scaune proaspăt instalate au costat bugetul primăriei circa 70.000 de lei. Serviciul Protecției Civile a emis un avertisment privind pericolul excepțional de incendii pe teritoriul țării. Instituția îndeamnă oamenii să nu utilizeze focul deschis în apropierea spațiilor forestiere. Avertizarea vine în contextul temperaturilor ridicate din ultimele zile. În vederea prevenirii incendiilor, pompierii recomandă oamenilor să nu ardă resturile menajere și gunoaiele uscate, iar în cazul izbucnirii incendiului să apeleze la 901. Potrivit Serviciului Protecției Civile și situațiilor excepționale, în zilele de canicule cu temperaturi ce depășesc 33 de grade Celsius și umiditate redusă, solicitările la intervenția focarelor de vegetație uscată se dublează. Prezența femeilor în Parlament este foarte mică în Republica Moldova. Asta arată un studiu realizat de Banca Mondială. Conform acestuia, în 2012, prezența femeilor în Parlament a fost de 20%. Astfel, țara noastră se situează pe locul 82. Același raport mai arată că țara cu cel mai mare număr de femei în Parlament este Suedia, unde jumătate dintre parlamentari sunt femei. Rusia se află pe locul 119, Georgia pe locul 134, iar Ucraina pe locul 142. Comisia pentru decernarea Premiului Național a ales premianții ediției 2013. Astfel, câștigătorii au fost desemnați: pictorița Eleonora Romanescu, dirijorul și compozitorul Gheorghe Mustea, interpretul Mihail Munteanu, cineastul Victor Bucătaru, scriitorul Spiridon Vanghele. În domeniul știință, Premiul Național va fi acordat colectivelor de autori Iona Babi, Andrei Munteanu și doctorului habilitat în agricultură Maria Gonciaruc. Premiul Național îl va obține și Nicolae Eremia, doctor habilitat în agricultură în elaborarea tehnologiilor în obținerea produselor apicole, iar premiul în sport îi va fi oferit lui Petru Caduc. Înmânarea premiilor va avea loc pe data de 26 august la Palatul Național Nicolae Sulac, în cadrul festivității dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova. Valoarea premiului național constituie 100.000 de lei. Băștinașii din Țipova, raionul Răzina, au avut parte de o sărbătoare de suflet cu genericul Veșnicia s-a născut la sat. Aceasta s-a desfășurat în pădurea din Țipova și a fost organizată cu scopul de a promova obiceiurile și tradițiile din satul moldovenesc. Să dăm start unei sărbători cu genericul Veșnicia s-a născut la sat. E o sărbătoare de suflet. Și astăzi este startul și
credem și sperăm că o să facem în fiecare an sărbătoarea asta în ajun de hramul satului. Toată sărbătoarea de astăzi se face cu puterile colectivelor din teren. Când facem repetiții, ne pregăteam de repetițiile generale. Toate mi-au plăcut, cu toate solistele ansamblului au avut așa o inițiativă de unde la tot timpul, timp cât ne-am adunat, ele au fost împreună și am organizat o astfel de sărbătoare în satul nostru pentru prima dată. De anume aici, la Țâpova, vedem oameni cu chipuri trudite, obosiți, dar plini de viață, dornici de a face lucruri frumoase, de a se încadra în corile noastre. Aș dori ca în toate satele raionului să văd astfel, să vedem, să ne întâlnim cu oamenii, să vedem chiar dacă le pare viața puțin tristă, veselă o fac doar ei însuși, numai prin lucruri frumoase, păstrând tradițiile neamului nostru moldovenesc. Sunt mândră că trăiesc aici, că avem oameni muncitori, plini de viață și totuși plini de optimism. La sărbătoare au cântat mai multe ansambluri din Țâpova și Lalova. Sătenii au avut parte de un program distractiv. La eveniment a fost menționat cel mai longeviv locatar din Țâpova. La fel au fost menționați și cel mai mic copil, cel mai tânăr cuplu, cele ajunse la nunta de argint și de aur sau chiar depășind-o cu câțiva ani. Ne-a luat din dragoste în 63, s-a crescut doi băieți mari, nici nu știu când au trecut aici de ani, nu știu, așa de repede, fugitiv. Viața e complicată și e frumoasă, ea trebuie trăită, trebuie stimat soțul, dar soțul trebuie să temeze soția la vreme și cu toate acestea, cu răbdare, cu îngăduință, prin experiență mult treci prin experiență, dar mulțumim noi, le-am învins pe toate. Nu a fost greu în viață cu atâția copii, 9 copii, vă dați seama. El a fost fără tată, eu am fost fără mamă, sprijin n-am avut. Noi am doi și am tot așa am făcut. Secretul ăsta e răbdare multă. Răbdare multă, dacă este răbdare, treci marea. Sărbătoarea a fost pe placul tuturor celor adunați. Este o sărbătoare de suflet pentru toți oamenii din sat. E o plăcere sufletească că două sate din comună s-au întâlnit și se sărbătoresc. Se înțeleg la o vorbă bună și sigur că generația ce vine din urmă, copiii, văd foarte multe lucruri frumoase organizate de maturi și probabil e foarte bine acest lucru că copiii văd și oamenii se petrec în această zi frumoasă. Să ne unim la zile mari și frumoase, să scoatem valoarea neamului în capul mesei. Astăzi, această activitate foarte frumoasă cu ginericul Lucian Blaga, veșnicia s-a născut la sat, este și o chemare probabil a tuturor celor care au o mare dragoste față de Baștine să revină, să ajute, să contribuie. Sărbătoarea este întoi. Sunt sigură, uitați-vă, dansează de la mici la mari. Este o inițiativă de bun augur. Foarte bine, frumos, e natură, e frumos, veselie, e frumos, tare frumos. De mult am dorit noi sărbătoarea asta. Sărbătoarea e frumoasă, interesantă, ne odihnim o leacă la pădure, la natură. Sărbătoarea a durat până după orele amiezii. Au participat localnici de toate vârstele. Cei mai mulți dintre ei și-ar dori ca evenimentul să devină o tradiție. Un grup de răufăcători din orașul Cimișlia au deteriorat arborii și arbuștii din scuarul din preajma stadionului orășănesc. Dumitru Trifăuțanu, locuitor al orașului Cimișlia, este inițiatorul și persoana care a sădit și a îngrijit acest parc pe parcursul la mai multor ani. Dumnealui este revoltat de comportamentul tinerilor care nu păstrează natura și distrug totul ce este în jur. Aici vreau să zic că se grămădesc sara tineretul de pe stadion vin. Aici fac beții, prostii fac, aici fac murdării și eu sunt nevoit. Vreau zic că uneori să fiu paznic aici și îi petrec
Chiar au fost cazul, vreau zic, cu o săptămână în urmă, l-am petrecut pe niște tineri, până acasă în poartă. I-am fotografiat. Și dintre ei sunt două fete. Dar astea nu sunt fete, dar astea nici, bă, mai ceva ca bărbață, vreau zic, cu cum vorbesc, cum se distrează ei. Domnul Trifăuțanu a anunțat despre deteriorarea arborelor la poliție, primărie și conducerea raionului. Cazuri similare au mai avut loc pe parcursul anilor trecuți, iar făptașii nu au fost identificați și pedepsiți. Că nu pot să-mi închipui persoana care a rupt acești copăcei. Nu pot să-mi închipui ce are în cap această persoană, ce educație a primit, cine este el, ce va fi, ce va ieși din acest om. Iată, aici erau niște scaune, spre de odihnit, de stat liniștit. Acum eu au fost nevoit să le demonteze, pentru că se vede că șezând pe scaune și consumând alcool, li străzesc dorințele de a face acte de vitejie. Da. Iată, au găsit cu ce să războiască ei, să rupă copacii. Acești copaci, eu cred că trebuie să mai vedem. Poate îi mai curățăm, îi tăiem, unii dintre ei poate au să dăie din pământ, dar să nu se repete același lucru. Vecinii sprijină eforturile lui Dumitru Trifăuțanu de a impune răufăcătorii să restabilească parcul din contul personal. Ei afirmă că tinerii de astăzi simt lipsa de răspundere față de societate. După cum se vede, copiii noștri nu sunt educați cum se cade. Trebuie să gândesc că părinții sunt la zarabotcă. Ei nu știu că părinții acolo lucrează, vadă capul lor cum lucrează. Dar părinții tot nu știu că ce fac ei aici. Ei din capul lor îi fac fărâmă, îi rup. Amintim că în primăvara acestui an, în scoarul copilăriei din centrul orașului, au fost deteriorați jumătate din puieții proaspăt sădiți, iar din cele peste 600 de flori sădite în centrul orașului, circa 200 au fost furate. Cu regret, făptașii nu au fost pedepsiți, fapt care poate i-a încurajat să facă acest vandalism de această dată în parcul din preajma stadionului Orășănesc Cimișlia. Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii anunță începutul celui de-al treilea apel de finanțare în cadrul programului PARE 1+1. Sunt invitați toți lucrătorii migranți sau rudele lor de gradul 1 care intenționează să lanseze sau să dezvolte o afacere existentă în Republica Moldova. Înregistrarea poate fi efectuată online sau direct la sediul organizației. Programul PARE 1+1 oferă consultanță și informații privind oportunitățile de dezvoltare a unei afaceri, proiectele desfășurate pe teritoriul țării, sursele de finanțare a unui proiect investițional, aspectele legislative ale activității antreprenoriale, etc., cursuri antreprenoriale cu următoarele tematici, înregistrarea unei afaceri, management, marketing, contabilitate, planificarea afacerii, etc., grant în sumă de până la 200.000 de lei, monitorizare și consiliere. Singurele cerințe necesare pentru înscrierea în program sunt să fiți cetățean al Republicii Moldova, să fiți lucrător migrant sau rudă de gradul 1 al acestuia, să intenționați să inițiați o afacere sau să o dezvoltați pe cea existentă, să dispuneți de resurse financiare din remitențe și să confirmați proveniența acestora. Pentru informații suplimentare, apelați 211-673 sau 225-001. Va fi creată o bază de date comună pentru prevenirea crimelor organizate. Decizia a fost aprobată în cadrul Consiliului Național al Activităților de Prevenire și Combatere a Criminalității Organizate. Baza de date comună va conține informații ce vor ajuta la prevenirea crimelor la care vor avea acces organele de drept și de urmărire penală. Potrivit membrilor Consiliului, sistemul informațional integrat automatizat va permite analiza și planificarea măsurilor de prevenire, asistență, investigare și diferirea justiției a celor care săvârșesc infracțiuni. Concepția sistemului informațional urmează să fie elaborată până luna octombrie. Trei femei din raionul Rezina au căzut pradă escrocheriilor a două persoane de etnie romă, fiindu-le sustrase lucruri prețioase. Pentru a preveni acțiunile răufăcătoarelor, Inspectoratul de Poliție din Rezina atenționează populația raionului. În teritoriu acționează două persoane de gen feminin, de origine romă, care sub pretextul aplicării forței magice, abuzând de încredere și prin înșelăciune, dobândesc bunuri materiale, bijuterii din metal prețios și bani. Dacă dumneavoastră posedați de date utile pentru stabilirea locului aflării persoanei din imagine, rugăm să ne contactați la telefoanele. Dispeceratul Inspectoratul de Poliție 06 80 50 709, 0254 226 34 sau la telefonul 902. Puteți contacta șeful Inspecției Investigații Infracțiuni, locotenent colonel de poliție Ghenanie Muntean,
la telefoanele 0690 57142 sau 0254 20508. Stimați locuitori al raionului Rezina, nu vă lăsați duși în eroare și nu acceptați promisiunile oferite, deoarece puteți cădea pradă acestor persoane. Pe parcursul lunilor mai-august 2013, femeile au deposedat de bunuri trei locuitoare din satele Ghiduleni, Piscărești și Ignăței. Pe toate aceste cazuri au fost deschise dosare penale. Banca Națională a Moldovei a pus în circulație bancnote noi cu valoare nominală de 5 lei, 10, 50, 100 și 200 de lei. Bancnotele au aceleași dimensiuni, culori, elemente grafice și de siguranță. Elementele noi ale acestor bancnote constituie semnătura guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, și anul de imprimare 2013. Bancnotele vechi vor fi retrase din circulație în mod treptat, pe măsură ce se vor uza și vor deveni improprii circulației. În bulzeală mare în sectorul agricol al pieței din Rezina. Gospodinele fac cumpărături pentru consum și pentru proviziile de iarnă. Deși spun că prețurile ustură, nu renunță la tradiție și pregătesc conserve din legume și fructe după rețete speciale. Facem dulceață, amu, punem tocanele, facem fel de fel, pieri, prăjiți. O, prețurile sunt mari, să zicem, după pensia noastră, prețurile sunt mari. În comparație cu anul trecut, sunt mai mici. Pe vremea asta, anul trecut, erau mai ieftine, dar nu știu de ce, mai ales astăzi, s-o scumpit. Facem câteodată, când avem bani. Numai că scam scumpi acum, nu prea multe facem. Păi știți, asta e o mâncare gata, dacă chiar și oaspeți vin, mă rog, putem să servim deodată. Și atâta, și totuși vrei ceva, așa, iarna, câte o gustărică din legume. Facem, dar nu așa cum cândva. Poate și calitatea, din cauza ecologiei, nu este așa. Vânzătorii de fructe și legume spun că duc lipsă de cumpărători și se plâng că li se alterează marfa. Cum este lumea la plimbare, așa sunt și cumpărăturile. 10% din marfa care avem, stric. Prețurile sunt mari, mulți plecați peste hotare și populație cu mult mai puțină. Piața este mai slabuță. Condiții nu avem de păstrare, dar așa ne strâmb să aducem cât puțin, că să o realizăm repigior, să nu aruncăm. Un kilogram de roșii era comercializat azi la piața din Rezina la prețul de 5-6 lei. Vânătă la fel, iar castraveții se vindeau cu 15 lei. Ardeii puteau fi cumpărați cu 6-7 lei, iar gogoșarii cu peste 20 de lei pentru un kilogram. Deși funcționează o piață autorizată, la Dubăsarei vechi domină comerțul stradal. Specialiștii atenționează consumatorii să evite procurarea mărfurilor din locuri neautorizate pentru a nu-și pune sănătatea în pericol. Piața de la Dubăsarei vechi corespunde regulamentului tip de funcționare a piețelor, dispune de pavilioane bine amenajate, asigurate cu apă curgătoare pentru comercializarea cărnii și produselor lactate. Acestea sunt monitorizate cu regularitate de către specialiști. Sistematic la piața de la Dubăsare Vechi, joia și duminica, serviciul siguranță alimentară verifică toate produsele alimentare care sunt realizate pe piață. Sunt două hale speciale pentru carne și pentru lactate, specializate anume pentru aceste produse. În pofida condițiilor oferite de administratorii pieței în satul Dubăsarei Vechi, comerțul stradal ia amploare. Poftim! Este loc în pavilion pregătit, amenajat, sunt locuri, nicio problemă. În cap este loc pentru toată lumea care vând produse vegetale în afara pieței. Comerțul stradal reprezintă o încălcare a legislației și un pericol enorm pentru consumatori. Cel mai mare pericol pe căldurile de vară mari este intoxicațiile alimentare. Которые по всей видимости больна чумой. Больна чумой. Чумой. И человек, покупая такую птицу, он имеет риск заболеть чумой. Cumpărătorii au păreri diferite în privința comercializării produselor în stradă. Știu că riscuim, noi de când trăim riscuim și noi sănătoși n-am mai fost mai. Dubăsariul este cel mai mare procent de rac din Republica Moldova. Aici e cuibul racului. Și toți arestați, aici care vând producte otrăjite la copii și la lume. Frații-ne, fai ca palat. Și eu am venit cu aparatul și l-am început în chipieri, în patlagii, că încărnați-o noi și eu nu ți-am cumpăr.
Administrația localității și organele de drept nu au reacționat pentru a stopa această încălcare și a proteja sănătatea populației. Mai mult, administrația publică locală a legiferat comerțul stradal prin taxarea vânzătorilor. Как сколько говорят, когда как? Нет, что за сколько говорят, а сколько вы платите за месяц? 10-15 лей. Ca să facem regulă depinde de administrația locală, care trebuie să depună toate eforturile pentru a aduce un mod normal de comercializare. Agenții economici și locuitorii satului Dubăsarii Vechi ignoră regulile de păstrare a mărfurilor. Atât consumatorilor, vânzătorii comercializează în stradă fără frigidere, sub cerul liber, la temperaturi foarte înalte, produse ușor alterabile, lactate, carne, pește și produse de patiserie. Pregătirile pentru sărbătorile din august la Cimișlia sunt în plină desfășurare. În anul curent se preconizează un șir de activități de amploare. În perioada 26-28 august la Cimișlia se vor desfășura zilele Europrahova în Republica Moldova. Peste 100 de reprezentanți ai administrației publice din județul Prahova, România, conducători de unități economice, oameni de afaceri vor fi oaspeți ai orașului și raionului Cimișlia. Sărbătorile se începe 26. 26 august de dimineață va fi ședința Academiei Populare cu participarea oamenilor din România, oaspeților. Mai târziu va fi un forum a oamenilor de afaceri. După masă va fi o ședință comună a Consiliului Raional cu Consiliul Județean Prahova. Pe 27 vor fi foarte multe manifestații și 28 toată ziua se începe cu lansarea proiectului Parcul Industrial, dezvelirea monumentului victimilor represiunilor politice și așa mai departe. La zilele orașului Cimișlia sunt invitați reprezentanții localităților înfrățite din România. Este vorba despre orașele Hârlău, județul Iași, orașul Vălenii de Munte, județul Prahova și municipiul Cluj. La sărbătoare vor participa și oaspeți din Polonia și Belorusia, cât și un grup de pictori reuniți la Cimișlia anual în cadrul taberei de creație. Locuitorii orașului își doresc să vadă localitatea în straie de sărbătoare. Vrem să fie frumos, da? Da. Frumos și multă lume. Pentru copii să fie ceva, pentru copii să fie ceva distracție și ceva din produsele agricole să fie un iermaroc frumos. Frumusață să fie și curățenie e important. Какие-либо развлечения, особенно для детей и для взрослых тоже. Și бы жин, ракев, cât mai mult și umbră, și culcat. Primul rând să fie un oraș curat, iluminat, și cu multe, multe flori și multă lume și veselie. Mie sunt bucuroasă, bucuroasă în primul rând când vin în Cimișlia și așa cum este îmi place și așa cum este. Cimișlienii sunt în așteptarea oaspeților și vor încerca să-i impresioneze cu locurile pitorești din localitate cât și cu talentele orașului. Să-i uimim prin ospitalitate, prin dragoste, să demonstrăm că orașul nostru este extraordinar de frumos, bine amenajat. Noi nu avem ce arăta nici. Buznarele sunt deșerte. Da? Dacă nu avem buznare, apoi poți să restă cele. Dansuri, ce spui? Nu știu. În aceste zile rămase până la demararea sărbătorii, serviciile publice Cimișlia, angajații primăriei, cetățenii orașului, sunt antrenați în acțiuni de înversire și salubrizare a orașului. Ne pregătim pentru ziua independenței, sărbătoarea Republicii și hramul satului. Facem puțin înverzirea, o înnoim, mai schimbăm din flori care s-au uscat, le înlocuim cu flori noi și facem să fie frumos la sărbătoare și pentru locuitori. Să fie totul frumos, să pară orașul un oraș viu, frumos și sănătos. De hramul localității 28 august la Cimișlia sunt așteptați în calitate de oaspeți de onoare prim-ministrul Republicii Moldova Iurie Leancă și prim-ministrul României Victor Ponta. În total vor fi peste 200 de persoane, oaspeți ai orașului Cimișlia. O avertizare de incendii a fost emisă pentru întreg teritoriul țării după ce meteorologii au anunțat cod galben de caniculă. Specialiștii din cadrul Serviciului Situații Excepționale din Rezina sunt tot mai des solicitați. Pe parcursul a două săptămâni, pe teritoriu au fost stinse peste 30 de hectare de vegetație uscată. De când am
înregistrat un nivel de creștere a temperaturilor în perioada dată, ultima perioadă. În cadrul unității salvatori și pompieri s-au înregistrat un număr mai mare de apeluri cu solicitarea intervenției la diferite situații de urgență, cum ar fi ardere de vegetație, pe o suprafață relativ, aș spune că destul de mare. Specialiștii avertizează populația raionului să fie mai precaută cu focul în locuri deschise pentru a preveni incendiile. Anunț populația, toată populația raionului și nu numai locuitorii, dar pe toți, pentru că avem și înregistrate arderea ierbii pe marginea traseurilor. În primul rând să nu arunci obiecte incandescente de la care poate lua foc vegetația. Asta ar fi, cum ar fi țigări nestinse, chibrite, joc copiilor cu chibritele. Potrivit serviciului situației excepționale din Rezina, de la începutul anului curent au fost înregistrate peste 40 de incendii. În fiecare an, în perioada caniculară, se mărește numărul intervențiilor. Avertizarea specialiștilor e valabilă până pe 25 august curent. Donatorii de sânge voluntari sunt tot mai puțini în raionul Rezina. Vin să doneze sânge mai des rudele apropiații și cunoscuții celor care au nevoie de transfuzie. Chiar și din ei, mulți nu au voie să doneze sânge. Primim preparate sanguine de la centrul transfuzii, preparate, componente sanguine, și noi trebuie să prezentăm în contradonatori. Adică în fiecare lună noi trebuie să prezentăm câte 100 de donatori. Sigur că 100 de donatori noi nu putem, nu se prezintă. Procentul avem 61% îndeplinit până acum. Dintr-o 100% că trebuie să facem pe 7 luni, dar la noi sunt îndeplinit cu 61%. Cauza este că contraindicații medicale avem la donatorii care se prezintă și atât după anamneză medicală tot. Mulți donatori avem care donează pentru rude. Voluntari avem donatori mai puțini. Mulți voluntari pentru Demciuc, la Chimăuț. Nu pentru rude, pentru apropiată. Sunt donator voluntar, donez sistematic. Cred că facem un bine pentru cei care au nevoie de componentele din sânge. Pentru a deveni donator de sânge este necesară parcurgerea câtorva etape. Donatorul se prezintă, mai întâi trece etapa de registratură unde se înregistrează toate datele personale. Datele sunt păstrate confidențial, după care trece etapa de consultație medicală. Medicul adresăm întrebări și hotărâm dacă este apt pentru donare sau dacă are careva contraindicații. Și după asta merge etapa de laborator, se apreciază grupa, rezus, hemoglobina, și dacă și acolo tot nivelul de hemoglobină corespunde, atunci merge la donare și după asta îi se eliberează certificat de eliberare pentru 2 zile de la serviciu și pachetul alimentar. Potențialii donatori sunt indignați de cozile mari și de faptul că trebuie să aștepte de la ora 6 dimineața. Care e greu să organizează lucrul aici. Vin care pentru spitalul Chișinăului, care pentru spital, aici trebuie și organizat. Într-un rând să mergem, dacă chiar la urmă vorbim. Deja stău să faci gălăgie, lumea ca să revoltă. Am venit ziua din donare și am venit și aici e ocere noi, tot bărdac. Autoritățile publice raionale și-au propus drept scop creșterea numărului de donatori prin implicarea mai multor instituții și vin cu o adresare. Mă adresez absolut tuturor primarilor, șefilor de instituții, liderilor agricoli să înceapă cu lucrarea directă cu medicii de familie pentru a ajuta de a colecta sângele care este atât de necesar spitalelor noastre din raionul nostru și din întreaga Republică Moldova. Medicii recomandă tuturor celor care au donat sânge să consume lichide cât mai multe, să nu facă efort fizic, să mănânce bine și să se odihnească. Specialiștii spun că voluntarii pot dona sânge la fiecare 2 luni, iar plasmă la fiecare 2 săptămâni, însă doar la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui. Executivul a alocat 16 milioane de lei pentru compensarea pagubelor cauzate de calamitățile naturale din anul 2013. O decizie în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri. Totodată, a fost aprobat regulamentul privind modul de compensare parțială a prejudiciului cauzat de calamitățile din 2013. Astfel, compensații vor primi agricultorii care au terenuri agricole ce au fost distruse de ploile torențiale sau de grindină, în proporție de peste 60%. O comisie mixtă formată din funcționari ai Ministerului Agriculturii
agriculturii și industriei alimentare și reprezentanții ai asociațiilor producătorilor va stabili mărimea compensațiilor și va selecta persoanele care vor beneficia de compensație, pe baza criteriilor prevăzute în regulament. Potrivit datelor oficiale, în acest an aversele și grindina au distrus culturile agricole din 187 de sate și 6 orașe din 28 de raioane. 25 de tineri participanți la programul DOR, destinat tinerilor din diaspora moldovenească, au fost în vizită la guvern. Evenimentul s-a desfășurat în sala în care au loc ședințele executivului, iar tinerii au ocupat locurile membrilor cabinetului de miniștri. Discuția a fost una deschisă, participanții programului DOR i-au adresat premierului Iurie Leancă mai multe întrebări, dar au și venit cu unele propuneri către guvern. De exemplu, a fost lansată ideea de a organiza Ziua Diasporei Moldovenești în fiecare an, pentru a reuni cât mai mulți conaționali în patrie. Programul DOR este realizat de Guvernul Republicii Moldova în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, companii private și mass media. Suportul financiar al statului constituie 100.000 de lei. Programul DOR are ca scop de a sensibiliza tinerii din generația a doua de migranți cu privire la identitatea lor culturală. În programul actual, desfășurat în perioada 20-28 august 2013, participă 25 de tineri, 8 din Moldova și 17 din diaspora moldovenească. Participanții au vârste cuprinse între 13 și 16 ani. 22 de instituții de învățământ. Aceasta este cifra școlilor din raion care se confruntă cu probleme grave. Potrivit Direcției de Învățământ, acestea au un deficit bugetar de cel puțin 4 milioane și 800.000 de lei. Și noi suntem nevoiți să direcționăm acești bani spre a menține aceste instituții mici și cu un deficit bugetar foarte mare și, din păcate, și cu calitatea studiilor în aceste instituții foarte joasă. De aceea, noi anul acesta am spus că vom merge pe o linie mai radical, în sensul că nu vom admite ca să fie completate rețeaua școlară cu clase cu mai puțin de 5 copii în clasă. În aceste instituții de învățământ urmează să funcționeze clase cu 4, 3 și chiar 2 elevi. Conducerea raionului împreună cu directorii de școală va trebui să găsească soluții pentru ca procesul de învățământ să nu sufere și să fie unul calitativ. Este o situație care ne face să nu fim bucuroși absolut deloc, situație care creează probleme în primul rând pentru părinți, pentru cadrele didactice, desigur, și pentru autorități, și suntem puși în fața unor probleme când câteodată, inevitabil, trebuie să adopți anumite hotărâri. Discuțiile care le purtăm în prezent cu conducătorii instituțiilor de învățământ sunt îndreptate la una, o mai bună gestionare a mijloacelor financiare care sunt, pentru că înțelegem că întreținerea acestor instituții de învățământ va pune probleme destul de serioase. Potrivit Direcției de Învățământ, astfel de clase în care urmează să-și facă studiile 5 sau mai puțini elevi sunt circa 40 la număr. În acest an, după planul care l-aveam noi, după estimările care le-aveam noi, eu cred că în raionul Soroca vor fi, eu știu, optimizate, vor dispare 40 de clase care cu număr de copii 3, 2, 1 copil. Bună oară la gimnaziul din satul Parcan, în clasa 9, clasa absolventă, vor frecventa anul acesta 5 elevi, iar cel mai mare număr de elevi este în clasa 8, este vorba de cifra 12. Fiecare, știți, trage la turta lui și speranța moare ultima. Fiecare vrea ca în satul lui să rămână școala. Și clar lucru, eu sper ca școala de circumscripție să fie în gimnaziul Parcan, fiindcă acolo a fost și școală medie. Și sunt niște pedagogi cu niște calități profesionale extraordinare. Dar numărul de copii este foarte mic. Sunt încă două școli de Cerecere, Șinoveț și Voloave. Noi cu doamnele director, deci am stat de vorbă, ne-am uitat care sunt posibilitățile, oportunitățile, care sunt punctele slabe, punctele mai tari. În orice caz, noi ne pregătim. Pe lângă numărul redus de elevi, la ședință s-a discutat și despre mersul lucrărilor de reparație a instituțiilor de învățământ. Potrivit directorilor de școală, în instituțiile lor, la moment sunt efectuate reparații doar curente, motivul fiind lipsa mijloacelor financiare. Meșteri populari din mai multe localități ale țării s-au adunat la Cimișlia în cadrul unei expoziții de artizanat. Este vorba de articole de tricotaj, croșetorie, cojocărie, artă plastică și aplicativă, sculptură în lemn, ceramică și olărit. Cea mai amplă expoziție a fost a gazdelor, artiștilor de la Centrul de Creație din orașul Cimișlia, din satele Lipoveni și Gura Galbenei. Suntem cu mai multe genuri, dar eu mă cu lemnul și cu cornul. Niște lucrări făcute de copilașii Cimișlie din cor. Am venit la expoziția haională cu colecția mea în stil rustic, stil popular, din ce ești spate de făcut, adică din
gamă de vid, după cum vedeți, din butăhuji, mese, scaune, un design foarte superb. Aceasta ei am făcut-o în școală, clasa 7. În clasa 7, la 13 ani. Da, la 13 ani. Apoi am început cu doamna Silvia Zagoreanu. Când artista a făcut popular, adică prima bluză am făcut-o la domnia ei, iată, cu asta am început. Apoi cu asta care a fost renumită, adică la cu concerte, diferite emisiuni publice, am primit în dar acest cadou minunat pe care l-am moștenit din la profesoară și la surori mai mari, pentru că sunt cea mai mică, și sunt mulțumită de așa minunat dar mie dat în mâinilor mele și cred că voi continua acest drum către ceva mai bun. Un interes deosebit a trezit expozițiile de artizanat ale meșterilor populari din raionul Cahul, în special expoziția cu articole de cojo cărit, oferite și în vânzare de către meșterul Costică Cojan din satul Colibaș Cahul. Bândițe, căciule de cărlan, hăinuțe pentru copii și toate din pielicele de ovine. Da, am făcut lucrări diferite, dar și la Teatrul Național, și la operă și balet, la diferite colective artiști, la diferite artiști, dar și cântăreți cu renume, dar chiar și peste hotarele Republicii, dar am făcut în Rusia, Belorusia și diferite continente, în Europa și așa mai departe. Am venit astăzi la această expoziție cu lucrări confecționate de mânuțele mele, tablouri din fibre vegetale, cum vedeți aici, coșulețe cu panseluțe, cu clopoței, lebede, îngerași, care ne alină sufletele. Aceste tablouri din fibre vegetale, paie, de ors și de grâu sunt durabile sute de ani. Un viu interes au prezentat la expoziție articolele de ceramică și olărit. Ele au fost prezentate de către meșterii din satul Iurceni, raionul Nispăreni, baștina olarilor, și din raionul Hâncești. Oale pentru sarmale, gavanoas pentru borș, toștoriele pentru vin. Nu se zice degeaba vatra olarilor la Iurceni. Bâlciul olarilor am fost a doua duminică din septembrie. În fiecare an a 23 ediții de acum e. M-am specializat pe o tehnologie nouă, lucrări noi la ziua de azi, după cum e în Europa. Și la ce preț sunt lucrările dumneavoastră? Se vând aici la ce mișlie? Da, sunt mulțumit de rezultat, se vând, depinde, avem de 200, 250, de 150, depinde de obiect, fiecare obiect are aparte. Ce preferă să procure? Mărga este ca felnici pentru vin, vieză, diferite toate o mărsă, oale pentru sarmale. Astăzi suntem mai moderni, de acum și avem rolă electrică și iată o ulcică de aceasta s-o pui în rolă cu sarmale. Să știți că îi face concurență mare cuptorului cela de pe vremuri. Da. Și de aceea am fost servită de cineva și am zis că, Doamne, unde să găsesc și eu așa ulcic? Și uitați, v-am găsit-o aici la această expoziție, îmi pare foarte bine. Expoziția de artizanat de la Cimișlie a demonstrat încă o dată că Plaiul Moldova este plin de talente, iar producția de artizanat este foarte solicitată atât de localnici cât și de oaspeții care ne vizitează țara. Un accident rutier a avut loc în noaptea spre 22 august pe traseul Orhei-Rezina în apropierea satului Cinșeuți. În rezultat, o persoană a fost internată în reanimare cu diverse leziuni corporale. Mașina s-a ciocnit violent de un copac de pe acostament. În automobil se aflau două persoane. La volanul autovehiculului era un bărbat de 27 de ani, care nu posedă permis de conducere. Deplasându-l la fața locului, ofițerul operativ de serviciu a secției supraveghere, transport și accidente rutiere a constatat că un tânăr în vârstă de 27 de ani, conducând autoturismul de model Opel Vectra, fără permis de conducere, făcând exces de viteză, nu a ținut cont de situația rutieră, drum acoperit cu piatră spartă, derapând de pe partea carosabilă, s-a tamponat cu obstacol copac. Potrivit medicilor de la Spitalul Raional Rezina, bărbatul a fost transferat în secția de traumatologie cu leziuni corporale medii. El se află în afara oricărui pericol, starea lui fiind stabilă. Pe acest caz a fost deschisă o anchetă. De la începutul anului, în Raionul Rezina au avut loc 11 accidente rutiere, în urma cărora 18 persoane au fost traumatizate. Acoperișul azilului pentru persoane în etate și cu dizabilități căsuța bunicilor din Rezina va fi în sfârșit reparat. Atât administrația cât și beneficiarii instituției spun că au așteptat 6 ani acest lucru. Lucrările s-au început de săptămâna trecută, merg
în timp rapid, pentru că avem puțin timp de până la finisarea lucrărilor și suntem foarte bucuroși că mult timp am așteptat să înceapă lucrările. Etapa următoare care o să decurgă o să fie construcția acoperișului. Muncitorii lucrează de cu zor pentru a finisa reparația în termenii stabiliți. Până la începerea sezonului rece urmează a fi realizate și alte lucrări de reparație pe interior. Totodată vor fi schimbate geamurile și ușile. Etapa începătoare sunt mai puțini, sunt 6, până la 6 oameni. Etapele următoare să le vedem. Posibil că o să fie și mai mulți, pentru că este nevoie de un contingent mai mare. Când o să finisez lucrările la acoperiș, atunci o să începem lucrările și la demolarea ferestrelor, ușilor și ca să finisez celelalte lucrări. Termenul stabilit pentru lucrările de reparare a acoperișului este de 2 luni, astfel, către sfârșitul lunii septembrie curent, azilul Căsuța Bunicilor va scăpa de o problemă. La moment, în azil sunt cazați 15 bătrâni și 5 persoane cu dizabilități. Rețeaua de aprovizionare cu apă din Soroca se va extinde încă în 6 raioane. Asta a anunțat președintele raionului Victor Său. În prezent se lucrează la un proiect de fezabilitate ce prevede extinderea rețelei Aquanord în raioanele Florești, Sângerei, Drochia, Râșcani, Telenești și în mai multe localități din raionul Soroca. Pentru realizarea acestor lucrări ar fi nevoie de 250 de milioane de lei. Banii urmează a fi luați de la partenerii europeni prin intermediul parteneriatului Estic. Trei senzori giratorii vor apărea pe șoseaua Sărăteni-Soroca. Drumul se află în plin proces de renovare în cadrul programului Compact, finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii. Primul sens giratoriu va apărea la intersecția celor două drumuri naționale din satul Gura Camencei, raionul Florești. Intersecția este considerată drept una dintre cele mai periculoase din țară, întrucât aici au avut loc mai multe accidente de circulație. Celelalte două vor fi construite la Rogojeni și la intersecția Drochia-Otaci din raionul Soroca. Lucrările de terasament se preconizează a fi finalizate până în iarnă, iar până în vara anului 2014, șoseaua va fi dată în exploatare. Monede de pe vremea lui Bogdan al III-lea și Ștefăniță Vodă, nepotului Ștefan cel Mare, au fost găsite în urma unor săpături arheologice efectuate în cetatea Sorocii. În septembrie aici vor începe lucrări de restaurare în cadrul proiectului bijuterii medievale. Astfel, la cetatea Soroca va fi amenajat un parc medieval, vor fi reparate drumurile de acces, va fi instalată o scenă mobilă, va apărea un centru turistic și va fi deschisă o pagină web a fortăreței. În luna mai 2014, când va fi deschisă cetatea renovată, la Soroca va fi organizat și un festival medieval. Proiectul bijuterii medievale este finanțat de Uniunea Europeană și mai prevede renovarea cetăților Hotin și Suceava. Prim-ministrul Iurie Leanca a vizitat satul Schineni, raionul Soroca. Vizita a început la grădinița de copii din localitate. Aici, anul trecut, au fost efectuate lucrări de reparație, fiind instalată o centrală termică pe biomasă. În acest an, instituția a rămas fără acoperiș, după ce a fost distrus de grindină. Pentru repararea prejudiciului a fost nevoie de procurarea 523 de foi de ardezie. Iurie Leanca a vizitat și gimnaziul din localitate, care de asemenea a fost renovat. Prim-ministrul le-a promis elevilor că până la începerea anului școlar vor primi 8 calculatoare performante. Începând cu anul bugetar 2014, vor fi implementate noile modificări la legea finanțelor publice locale. În acest sens, o echipă mobilă constituită din reprezentanța ai Cancelariei de Stat, Ministerului Finanțelor, Congresul Autorităților Locale din Moldova și experți din partea partenerilor de dezvoltare au desfășurat la Cimișlia un seminar tematic cu participarea administrației publice locale pentru a explica în detalii noua modalitate de formare a bugetelor locale, raporturile dintre autoritățile centrale și cele locale în ceea ce privește formarea bugetelor și alte aspecte de interes pentru primării. Grație acestor modificări, administrația publică locală din Republica Moldova va beneficia cu 500 circa milioane de lei din transferurile alocate la nivel local. De asemenea, dacă ne referim concret la raionul Cimișlia, acele 23 de primării vor beneficia la general circa 18 milioane de lei din transferurile alocate, iar un număr foarte, foarte puțin vor avea nevoie de suport din cadrul fondului de compensare a cheltuielilor.
Potrivit noilor modificări, administrația publică locală va trebui să identifice în teritoriu noi surse de generare a veniturilor, care vor fi ulterior gestionate după propria decizie. Spune într-o situație când consilierii locali, și adică autoritatea administrației publice locale, deliberativă și executivă, trebuie să gândească unele impozite care toți se răsfrâng pe spatele cetățenilor din teritoriu, ca să mărim veniturile din teritoriu. Nu toți primarii sunt de acord cu noile modificări la legea finanțelor publice locale. Primăriile cu un număr mai mare de locuitori susțin această inițiativă, în timp ce primăriile mici se plâng că nu vor avea de unde colecta aceste impozite pentru formarea bugetului local. Am auzit foarte lucruri îmbucurătoare, deci îndeosebi primăriile care și ca suprafață și ca număr de locuitori vor beneficia de această reformă, chiar aș vrea să o numesc revoluționară, în urma cărora vom avea mâinile deschise la colectarea impozitelor, la direcționarea și chiar îmbunătățirea serviciilor în urma colectării impozitelor. Toate schimbările date sunt făcute cu un scop oarecare, fiindcă, într-adevăr, nu ajung, nu spun la urmă determinate aceste schimbări, fiindcă comunele care sunt foarte mici au un deficit foarte mare de buget și e cu un scop de a fi aceste primării închise. Noul sistem de finanțare a administrației publice locale este introdus în conformitate cu prevederile programului de guvernare, a strategiei Moldova 2020 și a strategiei naționale de descentralizare, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova și face parte din reforma de descentralizare, care urmărește dezvoltarea echilibrată și durabilă a tuturor localităților Republicii Moldova, consolidarea capacităților și sporirea autonomiei locale și participarea mai largă a cetățenilor la viața comunității. Prima oprire premierul a făcut-o la tronsonul de drum Sărăteni-Soruca, drumul reabilitat în cadrul programului compact al Corporației Provocările Mileniului. Vizitând deja a doua oară această porțiune de drum, Leanca a evaluat lucrările efectuate de către compania austriacă. La moment, 20% din proiect este deja îndeplinit. Când ne ducem înspre Florești, gradientul destul de periculos. De atât a fost luată decizia, construim un sens girator, venim de la Chișinău, Soruca. Postul de poliție o să fie demolat. La momentul de față noi suntem total mobilizați cu fabrica de asfalt și de beton. Avem echipamente destule pe porțiunile de sectorile de drum. La fel, premierul a ascultat și doleanțele oamenilor care și-au gospodăriile pe marginea drumului. Aceștia au venit cu rugămintea ca reparația drumului să nu le complice accesul în ogrezile lor. Mulțumesc, mă tale frumos și sănătoși. Eu vă dă sănătate. Mulțumesc. Și pensie o să mărim, o să vedeți la anul, o să găsim bani. Ei, înșepșor, câteodată nu-ți faci. În satul Schineni, Iurea Leanca a fost așteptat de către locuitorii care au avut de suferit de pe urma calamităților naturale din vara aceasta. Oamenii s-au plâns că nu li s-a acordat ajutor tuturor celor afectați de grindină, ci doar la 60 de persoane. Mă bucur că ați reușit cel puțin aici la grindină și la Casa de Cultură o să schimbați adezia. Schimba deja. Cu adeziile, eu știu că e o problemă foarte mare, eu nu avem acum soluții. Mi-am să știți foarte bine că statul are anumite resurse modeste. Nu avem prea mulți bani, dar în anul sărut a trebuit să găsim 26 de milioane de lei ca să schimbăm foile de adezii care au fost afectate. La toate satele. Cele mai afectate de grindină au fost grădinița și gimnaziul din localitate. Ambele instituții au beneficiat de reparații capitale, iar elevii de la Schineni urmează să pășească noul an în edificii renovate. Premierul le-a promis o donație din partea guvernului de 8 calculatoare. De mult timp așteptăm așa ceva, cu forțele proprii e foarte greu. Procurăm unul până mai ajungem să-l luăm pe celălalt să defectează și adică nu avem posibilitate de a dota totalmente o sală. Șeful guvernului a mai vizitat sectorul agricol din satul Oclanda, fabrica de producere a conservelor din orașul Soruca și întreprinderea Aqua Nord, care aprovizionează locuitorii cu apă potabilă. Conform unui proiect finanțat de către BERD, apeductul se va extinde încă în 6 raioane și câteva sate din raionul Soruca. Aici premierul a făcut cunoștință și cu proiectul de construcție a unui pod peste Nistru. Se pare că există toate argumentele în favoarea unui punct de legătură
care ar facilita inclusiv schimburile comerciale, economice, dar și circulația pentru concetățenii noștri, dar și pentru cei din Ucraina, pentru o decizie comună a Chișinăului și Chievului să-l declarăm de obiectiv de prioritate. Și atunci, având această înțelegere a ambelor guverne, de la Kiev și la Chișinău, vom putea face demersuri. Am ridicat unele probleme care nu le putem hotărâi de singur, cum este construcția unui pod care leagă Republica Moldova cu Ucraina, cum este stația depurare de construit în oraș Suroca, deoarece noi nu avem la ziua de azi o stație depurare și are de suferit nu numai orășenii, dar are de suferit toți cetățenii din Republica Moldova. Și am arătat și proiectele care au fost realizate și finanțate și de Statele Unite ale Americii și de Uniunea Europeană. Rămâne doar să facem o concluzie la vizita de astăzi și împreună, în comun acord cu autoritățile centrale, să hotărâm problemele abordate. Vizita premierului s-a încheiat cu o întâlnire cu primarii, agenții economici și consilierii raionali.